Președintele Klaus Iohannis a avut în această după-amiază o intervenție în care a cerut Parlamentului adoptarea de urgență a normelor legislative care reglementează legea carantinei și izolării. În stilul caracteristic, președintele Klaus Iohannis a trimis din nou săgeți către Parlament și a pus presiuni pe aleși, cerându-le acestora aprobarea de urgență a unei legi atât de contestate de societatea civilă din țara noastră. De profund, un impact care se resimte în viața fiecăruia, viața națiunilor, care se resimte foarte puternic în economiile naționale. Din păcate, și în România, efectele acestei pandemii devin din ce în ce mai vizibile. Astăzi, iată, din nefericire, avem iarăși 637 de cazuri noi, iar 30 de români au murit din cauza acestei boli. Dragii mei, este greu de imaginat cum pot fi unii care umblă pe la televizor, pe stradă și spun că nu este niciun pericol, că putem să ne relaxăm, că de fapt boala asta este una ușoară, ba alții, chiar adepții unor teorii conspiraționiste, spun că nici nu există boala. Această boală, din păcate, există. Este o boală grea și cu un impact devastator asupra lumii, dar și asupra României, din păcate. Este foarte greu de luptat cu această boală și de aceea săptămâna trecută am spus acum, nu este momentul unor dispute politice dacă vorbim despre combaterea acestei epidemii. De aceea vă spun drept că sunt siderat de felul în care PSD-ul a reacționat și reacționează în Parlament acum când este în discuție o lege foarte importantă, legea care reglementează izolarea persoanelor bolnave și carantinarea persoanelor. Este o lege care a fost introdusă în Parlament în regim de urgență și toată lumea, pe bună dreptate, s-a așteptat să fie discutată în regim de urgență, fiindcă este nevoie de ea. Este urgentă nevoie de această lege. PSD-ul a venit cu argumente care pur și simplu sunt false. Zicea că trebuia să vină guvernul mai repede cu această lege. Ori guvernul n-avea cum să vină cu această lege până când nu s-au publicat argumentele Curții Constituționale. PSD-ul reclamă că această lege nu este bine făcută. Păi rațiunea unei dezbateri parlamentare este tocmai de a găsi cea mai bună formă de lege. Una peste alta, putem să constatăm că PSD-ul tergiversează această discuție. Și trebuie să recunosc că și pe mine mă surprinde acest cinism exagerat de care dă dovadă PSD-ul, tergiversând adoptarea acestei legi și în acest fel ce se întâmplă de fapt este că PSD-ul privează guvernul de un instrument foarte important, absolut necesar în combaterea acestei epidemii, privează guvernul de acest instrument care reglementează izolarea și carantina. Vă spun drept, este extrem de trist, este șocant, fiindcă această tergiversare prin care PSD-ul probabil vrea să pară important sau interesant, poate să coste viața a zeci, Doamne ferește, poate chiar a sute de români. Reiau apelul meu către Parlament. Finalizați discuțiile, aprobați o formă bună pentru această lege. Altfel, veți fi moralmente răspunzători de
moartea poate a zeci sau chiar a sute de români. Acest comportament, această tergiversare este intolerabilă. Vă doresc tuturor multă sănătate!